Am avut seseram o discuție în comunitate și vorbeam despre posibilitatea de a câștiga banii rapid și de ce chiar chestia asta nu se poate și auzi tot felul de oameni care îți fac o listă de idei cu care faci bani ușor. De exemplu, nu știu, faci o automatizare... Um, care face scrie textul pentru tine sau tot felul de automatizări, tot felul de auto automatizări. Și tot felul de chestii în care cumva sunt foarte mulți pe pe internet care explică că în, ai putea face bani rămânând la fel. Fără să faci nimic în plus și banii ar veni așa printr-un lup. ca și cum ai descoperi uh, codurile într-un joc pe calculator și folosești codurile alea, citurile alea. Nu știu câți dintre voi erați de pe vremea când era cu cituri. One hour later. Comunitatea este pe Discord și vorbim exact pe ce se discută în Discord. Uite. Bum, gata. Deci ce mi-am făcut aici? Un setup bombă. Mi-am făcut un setup bombă. Deci vorbeam următoarea chestie. Că domnul Dorian Popa, spune cât de greu este să faci banii, cum trebuie să lucrezi foarte, foarte mult. După ce lucrezi foarte, foarte mult și economisești tot ce lucrezi, încerci și riști munca ta dintr-o perioadă foarte grea, nu știu, ție două, trei joburi, te rupi tot, te economisești tot, nu mergi la mare, nu mergi la munte, nu faci nicio distracție, nu scuperi niciun telefon nou, nimic. Abia după banii ai riști în ceva, și ai cele mai mari șanse să eșueze. Și dacă cumva ai noroc și îți iese, îți iese după gen foarte grele încercări și economii, dar cele mai mari șanse sunt că nici nu măcar nu o să-ți iasă și atunci tot o să să repezi procesul ăsta, iar să economisești, iar să riști, iar să economisești, iar să riști până o să-ți iasă și chiar o să ai succes financiar. Deci nu există un loop din ăsta, știi, în care. sau unii zic, bă, dar totuși există, că uite, Dorian Popa pune ceva la story și încasează câteva mii de euro cât, o făcut, cât timp a reușit Dorian, cât timp a muncit Dorian ca să ajungă în punctul ăsta încât cineva să-i dea bani să pună ceva la story. Deci Dorian Popa a muncit foarte, foarte mult și câți alți oameni n-au încercat și ei să fie influenceri de acum 15 ani încoace și nu sunt nicăieri. Pentru că am văzut în unele țări 50% din adolescenți visează să fie influenceri. Deci atunci când foarte multă lume încearcă asta, deci Dorian a început acum foarte multă vreme, ca vedetă prin filmele românești și cântăreți, deci a început acum foarte multă vreme. De fapt chiar a început YouTube-ul când nu multă lume se gândea să fie vedetă pe YouTube. Multe vedete au trecut pe YouTube odată cu pandemia. S-au apucat foarte mulți de podcasturi. Dorianiț în OG. So he's an OG și chiar și de pe vremea când el a început ca OG, au încercat foarte, foarte mulți și de majoritatea, de cel mai mare procent, nu auzim deloc. Sunt foarte puțini de care auzim. Auzim de Shelly, care a început de foarte mic, fără să câștige nimic și și-a dat toată viața lui în chestia asta. Ca acum să zicem, bă, na, ce ușor face Shelly bani, nu mai zice că el folosește telefon de la Huawei și face bani. Nu, a fost super greu. Sincer, mi se pare ca a fost super greu. Ce a făcut, ce a reușit să facă uh, Shelly, e super greu. Nu, el nu poate, nici măcar nu poate să învețe pe alții chestia asta. Adică el poate să dea informațiile tehnice mai departe, că tehnic știm toți ce a făcut. Și a luat o cameră și a făcut un canal de YouTube. Uh, folosind camera și canalul de YouTube uh, a... Ia să vedem. Deci folosind camera și canalul de YouTube, tehnic vorbind, a produs conținut și conținutul lui într-un anumit timp de s-a îmbunătățit până a ajuns să câștige bani. Deci el asta poate să vă învețe pe voi. Cum să faceți tehnic ce a făcut Shelly. Dar șansele ca voi să aveți succes sunt zero. Sunt 100% zero. Deci procentul e foarte, foarte mic. E clar că dacă tu ai și un talent în direcția asta, dacă ești, nu știu, super dedicat, dacă chiar și pe lângă toate astea și urmezi cursul lui Shelly de cum să ajungi YouTuber de succes. Deci faci toate perfect, da, ai șanse, există o șansă, dar șansa e foarte mică. Deci să crezi că urmezi un curs care să, la finalul căruia tu să câștigi ceva ușor, păi n-ar fi cursul pe internet, care ține la informația doar pentru el, pentru că aici intrăm în teoria jocurilor. Uh, da, colegii mei aici nu. Văd că unii intră pe Discord, dar nu sunt mulți cei care scriu. Și ziceam, de asemenea, ziceam că l-am văzut, uh, îl urmăream pe YouTube de pe James Hype. Îl urmăream pe YouTube uh, de multă vreme pe James Hype. Cum l-am descoperit? Am căutat că îmi plăceau mixurile alea în care -i, e așa un break, cred că se numește în muzică. Știi, pump-up break din ăla puternic. Și am căutat hype uh, DJ Music. Vă dați seama ce random l-am găsit. Și l-am găsit pe James Hype super la început. Și foarte multă vreme ascultam non-stop James Hype, mi se că e bomba omul, dar n-am auzit de el așa main, de când cu piesa asta Ferrari. Și când piesa asta a avut succes, eu n-am crezut că el. Deci gândiți-vă, omul pe care eu îl urmăream pe YouTube și mi se părea foarte tare, nu am crezut că va avea succes nici când chiar a avut. Adică când chiar omul a explodat, eu am fost 100% convins că omul ăsta nu, omul ăsta nu este el. Am crezut că ce au făcut piesa asta Ferrari, care merge la radio, și James Hype a mixat-o și eu când ascultam piesa James Hype Ferrari, eram 100% convins că nu e piesa lui, că deja piesa e o piesă cunoscută pe care o auzisem la radio și el o mixează. Și mi-am dat seama, de fapt, că de fapt el chiar este James Hype cu piesa Ferrari care o auzim acum la radio. Gen, mi se părea, mi se părea mind blowing. Și mai e câțiva, mai câțiva pe care ascultam de foarte multă vreme, cum e Fred Again. Și încă Fred Again nu e așa cunoscut ca și James Hype, dar mixează la Boiler Room și îi bomb omul și nu vine să cred cât de tare e Fred Again, cât de talentat e și nu are succes. Adică mi se pare Fred Again că rupe tot. Sunt șocat, nu ce, deci eu dacă m-aș apuca de muzică, să zic, eu, nu eu, spun o prostie, eu clar. Tinerii din România toți, dacă s-ar apuca de muzică, foarte puțini au șansa să atingă nivelul de talent al lui Fred again, deși, deși dacă masa ar fi mare, ok, șansele cresc, pentru că baza de selecție e mare. Și poate niciunul dintre toți ăștia care s-ar apuca să zicem, nu știu, în 2023, să zicem visezi în 2023 să fii producător de muzică. Și în 2023, toți care se vor apuca în România de muzică, toți, niciunul cel mai probabil nu o să ajungă nici la nivelul lui James Hype, care eu cred că e foarte tare și nu are succes. Adică, dacă te gândești la toate, toate jocurile astea. Uh, asta e teoria jocurilor. Deci, nu știu, studiez teoria jocurilor de mulți ani și. Cum, cum am tot rulat softul ăsta, teoriei jocurilor, foarte mult, uneori nu-mi vine să cred ce puternică armă devine după 5-6 ani în care tot faci chestia asta, 7 ani să zic, cam 7 ani în cazul meu de când rulez softul ăsta. Deci după ce rulezi softul ăsta, începi în toate aspectele vieții tale să vezi teoria jocurilor și mi se pare incredibil că îți dă un simț despre viitor și oarecum oarecum teoria jocurilor cumva mi-a fost și impregnată în stilul meu de gândire. Și asta e iarăși super ciudat, de aia mi-a și fost ușor să o înțeleg. Deci să zicem că cine aș propune să ruleze în mintea lui teoria jocurilor, să aplice acest sistem de gândire pe societatea din jurul lui timp de 6-7 ani, poate nu va putea să o ruleze la fel de bine ca și mine. Și asta pentru că eu am o înclinație în a rula această teorie a jocurilor. E, e mind blowing. Când te gândești șansele de a avea succes, ce mici sunt, e super mind blowing. Literalmente nimeni nu poate avea succes. E super stupid. Toți guru vă zic, oh, dacă crezi cu adevărat în tine, sigur o să reușești. cea mai mare prostie. Asta e cea mai mare prostie. Vreau să vă spun niște lucruri foarte importante în seara asta. În, în, discuția pe care o avem, foarte importante. Să ai succes, șansele sunt zero. Dar totuși merită să încerci. Deci toți oamenii care vă spun că dacă tragi cu adevărat, dacă lupți cu adevărat, o să ai succes, toți te mint. Nu! E fals. E stupid de fals. Voi nici nu vă dați seama câtă lume încearcă. Gândiți-vă, suntem 8 miliarde pe planetă. Ce procent sunt milionari? Un procent incredibil de mic. Eu sunt în 1% cei mai bogați oameni din lume. Așa, gen oric în orice moment a vieții mele aproape în ultimii 8 ani. Deci de 8 ani încoace am fost, acum 8 ani am fost ultima dată cel mai jos, sub 1% cei mai bogați oameni din lume. Că vorbim, oricum nu vorbim de sume mari, pentru că majoritatea oamenilor nu au bani. Și după aia am trecut tot mai sus în procentul ăsta. Nu știu, am ajuns să zicem probabil comparativ cu la fel de bogat ca 1% din Germania sau la fel de bogat ca 1% din Marea Britanie sau poate chiar mai sus de 1% nu știu, din Franța. Șansele ca tu să fii în punctul ăsta sunt foarte mici, spre imposibil de mici, poți să-ți dai toată silința, nu prea ai șanse să reușești, dar merită să încerci. Pentru că dacă reușești, e foarte tare. Prin urmare, ideea asta că să cauți pe internet din ale hacker how to do make money uh, with automatization sau cum să vinzi. Și uite teoria jocurilor, vreau să vă încep să vă explic un pic teoria jocurilor, să vă aplic teoria jocurilor în cripto. Nimeni nu știe de un cripto. Tu investești în acel cripto. Toată lumea și cripto merge în sus, că nimeni nu știe, cripto merge în sus. Când lumea află, când toată lumea știe, cripto merge în jos. Adică există acest balans. Niciodată, când toți o să știm un lucru, nu mai are putere. Se numește că toți evoluăm deodată, deci nu evoluăm unii față de alții. Și e foarte ciudat, e foarte ciudat într-o societate în care șansele să ieși din, din average sunt așa de mici și cei care își doresc, pentru că mulți nu își doresc. Hai, asta e iarăși un aspect foarte important. Majoritatea oamenilor vor să fie angajați. E foarte ok să fie angajat. Nu-i rușine. E o prostie zici că oamenii care merg la job sunt fraieri. Zi asta curierului tău nu o să-ți mai aducă niciun colegi. O să fii disperat. Uh, nu uitați să intrați în Discord. Avem acolo un Discord. Uite-l mai pun o dată. Deci fii atent, spune-le oamenilor care merg la muncă că-ți fraier, dar spune-le la toți. Dacă crezi asta, că oamenii care merg la muncă sunt fraier, spune-le la toți asta. Când mergi la restaurant, spune-le la toți. Bă, sunteți niște fraieri. Voi lucrați job normal. Neapărat dați toți share. Îmi bag picior. Fac și eu ca ea de pe TikTok. Tap, 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 tap. Fac și eu ca și nebune aia de pe TikTok. Tap, 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 tap. Tap, 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 share în puii mei. Vă zic ceva max. Sună ca un scam, că vă, gen vă zic să dați cer, că vă zic ceva foarte tare, dar eu chiar cred că vă zic ceva foarte tare. Tot e scam, what the fuck, tot e scam. Să nu credeți că trag de timp. Deci vă spun ceva foarte tare. Deci eu am o problemă mentală din cauza anilor de muncă, pentru că lucrez de foarte multă vreme, de la șapte dimineața, mă trezesc tot timpul la șapte dimineața, sunt sunt afectat psihic de cât de mult m-am trezit la șapte dimineața și parcă corpul meu, nu știu, se sperie dimineața dacă nu mă trezesc. Și când nu sună ceasul, mă trezesc speriat, pentru că prima dată când mă trezesc am impresia că am ratat soneria. Pentru că în ultima perioadă e prima dată în viața mea când am unele zile libere și nu lucrez în fiecare zi a vieții mele de la 7 dimineața și până la 10 seara, după cum bine știți. Și acum sunt procesul ăsta în care încep să lucrez mai puțin după 11 ani de antreprenoriat. Și nu prea pot să dorm dimineața, mă trezesc, trag draperiile la living și în fiecare dimineață fac o chestie nebună și chestia asta nebună pe care o fac e să mă uit la termometru, dar înainte să mă uit la termometru, cobor scările și zic, mamă, ce casă am și acum o să vă zic ceva cumva intim, care eu nu, nu-mi place să mă deschid pe internet ca persoana Vlad și ca omul de pe YouTube Vlad, dar vă zic ceva intim din viața mea. Cobor scările și zic, frate, ce casă ai. Mamă, ce casă, să-mi bag piciorul. Chiar ai casa asta în care locuiesc eu. What the fuck? Eu mă trezesc în casa asta, e crazy. Cobor scările, mă uit la termometru și văd termometru că, ce să vezi, 22 de grade în casă. Și zic, fuck! Eu stau în casa asta de 270 de metri pătrați și termometru indică 22 de grade în fiecare cameră camera casei. Mă, nu vine să cred ce lux, ce nebunie, frate, incredibil. Cum să trăiești în casa asta așa tare și cum să fie temperatura asta așa lux în casă. Și de ce fac asta? După aia îmi fac cafea și continui cu chestia asta până încep munca, efectiv. De asta până încep munca o fac în fiecare zi. Dau drumul la cafea, pu, ce bine miroase în casă, ce frumos, ce scaune. Și chiar mă, mă, bucur. De ce fac chestia asta? Să vă, să vă spun nebunia asta. Că după aia vă spun partea care am spus că vă spun, care e foarte tare. Motivul pentru care sunt așa psihopat e că în sfârșit m-am tratat de depresie, după șapte ani de depresie, și realizez viața pe care o am. Adică șapte ani îmi doream în fiecare zi a vieții mele să mor, nu odată, gen în fiecare minut de câteva ori. Și acum, în sfârșit, m-am trezit într-o viață care rezultat a multor ani de muncă și sunt foarte fericit și nu, sunt șocat. Și ce exercițiu fac prin tot ce v-am spus acum, ca asta e consecința, dar acum vă spun exercițiu. Nu mă mai bucur pentru lucrurile în plus. Mulți dintre voi vă bucurați pentru lucrurile în plus. De exemplu, nu știu, vă arăt aici, am un telefon bun, Samsung. Ce frumos e. Vă spun, e foarte frumos, îmi bag piciorul. Voi, voi nu credeți ce nebun sunt. Dar mie îmi place telefonul ăsta foarte tare. Nu-i mare lucru, e doar un telefon. Pot să Gen îmi cumpăr în fiecare tot timpul când apare un nou telefon, îl cumpăr. Dar înainte mă bucuram doar momentul ăla când făceam upgrade-ul. Ceva în plus. Vechiul telefon în mână, nou telefon în mână, era momentul bucuriei. Foloseam deja noul telefon, deja el era vechiul telefon, bucuria era dispărută. Aveam vânzări la firmă, făceam bani, mă bucuram, nu știu, dacă dădeam, făceam 50 de milioane profit într-o vineri. Că vinerea era o zi mai slabă la vânzări pentru că oamenii ziceau, o, oh, în comandă oricum nu se trimite azi. Și de joi seara până vineri era o zi mai slabă la firmă și dacă făceam 1000 de euro în ziua aia sau 2000 de euro în ziua aia, mi se părea gen, eram așa hype, bă ce tare, chiar am făcut 2000 de euro, de obicei e o zi mai slabă. Însă asta pentru că eu primeam motiv de bucurie doar ce eram plus. Și uneori în, Jocul ăsta a numerelor nu poți să mai urci mai sus. Uneori în jocul ăsta a numerelor ești gata, la ultimul nivel, nu mai poți să urci. Și de multe ori simți ăsta că ești la ultimul nivel și cu finanțele, crezi o să fiu fericit când am bani. Ajungi să ai bani, îți dai seama că nu ești fericit și cazi în depresie acută și gen ajungi un alcoolist, nu mai faci bani, gen te distrugi. Sau mai ai o variantă. Să tot continui să încerci să faci bani în, că mai, în speranța că mai mulți bani te vor face fericit. Și atunci, de obicei, în ambele situații, când. În ambele situații, ești prost. Și dacă ți-a ancorat bucuria în bani, și bucuria nu e acolo, și nu simți nicio diferență, gen renunți la tot, cum sunti sportivi, au făcut sport toată viața lor, au fost campioni, erau într-o formă incredibilă. Și în momentul în care s-au retras, au ajuns niște alcoliști, viețile distruse, au pierdut tot ce au realizat. Ce exercițiu fac eu în fiecare dimineață? Încă nici nu v-am spus nimic. Fiți pregătiți. Deci ce exercițiu fac eu în fiecare dimineață? De când mă trezesc de la șapte până când încep munca la șapte treizeci sau mă trezesc la șase fără un sfert, încep munca la șapte treizeci. Deci exercițiul pe care îl fac e ăsta că primesc din nou tot ceea ce am. Pentru că uneori ești așa obișnuit cu acel lucru pe care îl ai și, uite, ai un job bun, dar n-ai primit o mărire de salariu de foarte mult timp. Dar tu ai un job bun. N-ai primit o mărire de salariu de foarte mult timp și momentul în care primești o mărire de salariu e momentul în care te bucuri, dar după aia bucuria dispare deși jobul tău e bun. Gândește cum ar fi să te gândești, bă, eu încă o zi am un job bun. Adică ceea ce ai deja să primești din nou. Nu știu, o armă incredibil de puternică în viața omului. Îi, și unii o să zică, bă, ce prostie e asta, că de fapt te minți singur că ești fericit. Nu. Îi poți să faci poze printr-o printr, printr fundul unei șampanii și să nu se înțeleagă nimic, că nu-i bună lentila prin care te uiți sau poți să faci poze prin ce, cea mai performantă cameră din lume Iar lentila prin care te uiți să fie așa corectă și perfectă încât să vezi lucrurile în imaginea corectă Deci faptul că eu în fiecare zi zic, bă, în cozi trăiesc în casa asta Și voi mă întrebați, dar de ce n-aș trăi? N-am rate la ea, n-am credit Și neavând rate nu se poate întâmpla nimic Dar doamne fer, la alții le-au ars casa le-au ars casa. Ai, frate, treci cu paranoia asta. Nu, la alții le-au ars casa. Eu în fiecare zi a vieții mele trăiesc în casa asta extraordinară, caldă. Alții nu-și mai pot. Uite, li s-a stricat afacerea și nu-și mai pot plăti căldura în casă. Tot într-o casă mare stau, dar e o problemă că e mare pentru ei. Casa mare nu mai e motiv de bucurie. Casa mare e de fapt un motiv de tristețe. Deci dacă cineva vrea să scrie ceva, să scrie în grupul de Discord, aveți comentariul, aveți linkul în comentarii. Și atunci, unii oameni, având o casă mare, eu mă trezesc în casa mare, am casa mare, nu mai intră niciun ban, îs falit financiar, afacerile mi se strică și casa e mare nu mai e caldă. Casa mare nu mai e caldă, eu nu mă mai bucur de ce am, tot ce am define o problemă. Dar dacă, de exemplu, Totul merge bine astăzi, mă trezesc, în sănătos, cobor scările, în casa asta mare și frumoasă e cald, deschid draperile la living, totul e frumos, în curte e frumos, în jurul meu e frumos. De ce să nu mă bucur în fiecare zi, de ce să nu iau în fiecare zi de la zero lucrul ăsta, de ce să iau tot ce am în viața mea ca și cum ar fi garantat, faptul că mă trezesc și sunt sănătos. Oameni normali, în aceeași zi ca și tine, se trezesc și află ca o boală incurabilă și urmează să moară. Cad pe scări, când se trezesc și află la spital câteva ore mai târziu, ca o tumoră pe creier. Nu trebuie să trăiești cu frică, că nu zic să trăiești, bă, mâine o să am cancer. Nu! Să trăiești cu bucuria că astăzi există și ceva de valoare foarte mare, și pentru că astăzi există și ceva de valoare foarte mare, cum ar fi. Să nu fi trist, să fii așa de bucuros. Că ai primit încă o dată ceea ce deja avea ieri, ai primit încă o dată și ce a fost frumos ieri se repetă și azi. Și să tratezi ziua de azi și contextul vieții tale cu mare preț. Să tratezi și să pui o valoare foarte mare pe contextul vieții tale. Nu știu, mi se pare foarte tare lucrul ăsta, poate pentru voi, nu știu, banal, un om vorbește prostii pe internet. Dar pentru mine este mind-blowing. Și acum vă spun tot ce am vrut să vă spun. Până acum nu v-am spus nimic. Doamne. Sunt nebun. Am ajuns să fac live-uri. Sunt nebun. Sunt gata. Asta e ultimul nivel înainte. Asta ultimul nivel înainte să fii internat. Faci live-uri. Și după aia oamenii te recunosc pe stradă. Îți spun că ești floricica dansatoarea. Bun. Acum vă spun eu tot ce v-am spus până acum. Deci, eu mă trezesc de multă vreme la șapte dimineața, asta v-am tot spus. Și sunt foarte fericit că mă trezesc. Până aici v-am tot explicat și mulțumesc de pentru tot ce am atunci când mă, vă tre mă trezesc. Și asta v-am spus. Astăzi nu am lucrat. Ok? Deci, azi nu m-am lucrat, nu am lucrat. Și a fost una din acele puține zile în care n-am avut ce să fac. Literalmente. Pentru că e și Crăciunul și toate astea, gen, sunt super leger. Nu trebuie să fac aproape nimic într-o zi. Și pentru că nu trebuie să fac aproape nimic într-o zi, am făcut eu curat acasă, n-am făcut menajera curat, pentru că e foarte tare să-mi amintesc de cum eram eu la 17-18 ani, când făceam curat în casă. Pentru că, gen, aveam așa o zi pe săptămână, sâmbăta de obicei era ziua asta, dacă nu îmi vizitam familia. Când îmi făceam curat în casă, și gen îmi punea muzică, asculta muzică și mă distram că făceam curat. Vă spun sincer, era foarte tare. Nu știu de ce, pentru că probabil acum au devenit un lux. Acum am e mult mai ușor să plătesc menajera să facă curat decât să fac eu curat. Și m-am simțit foarte tare, fraților. Deci nu știu, m-am simțit foarte tare să-mi pun muzică în casă și să retrăiesc experiențele astea de la 18-19 ani. Când timpul era gratis, gen timpul era gratis, n-avea nicio valoare, nici să-l dau cuiva, deși lucram. Știți bine că lucrez de la 16 ani, dar nu era nu lucram de la 7 dimineața la 10 seara în fiecare zi, cum am lucrat după aia 11 ani la rând, de la 21 de ani. Deci de la 21 de ani am lucrat literalmente gen ca și cum aș încerca să mă omor lucrând. Mă gândeam cât poate să lucreze un om până să moară. Știi, să faci record mondial în ceva periculos. Nu știu să zic, te arunci de la un metru în cap. <laughs> și te arunci de la un metru în cap și nu pățești nimic. Ești tot cu arcada spartă, nasul strâmb, <laughs> fruntea julită, dar ești ok. Hai să mă urc la un metru și cinci. Te arunci din nou, nasul mai distrus, cealaltă arcadă spartă. Cap umflat, tot distrus. Și după aia te mai urci 5 cm. până să-i spună unde poate un om să moară. Cam așa am lucrat în ultimii 10 ani, așa de tare am lucrat în ultimii 10 ani, iar acum când am o zi liberă, fac spăl pe jos în casă și dau cu aspiratorul, cum făceam acum 11 ani. Hai să vedem ce scriu oamenii. Oamenii ei există, eu îi văd că există, dar ligroază groază să scrie. Am impresia că sunt la un test. O să vorbim despre asta odată. De ce, ne aveam mereu, de ce trăim mereu cu frica unui test? Corect, ceea ce spune Alberto este corect. Că eu practic, când eram șapte ani în depresie, suicidală, nu aveam hormonii fericirii. Prin urmare, eu, eu eram broken by design și atunci cum am ajuns să fiu acum fericit, deși eram broken by design? Sunt câteva lucruri. În primul rând există neuroplasticitate, adică capacitatea creierului de a se vindeca. Asta cred că e un lucru foarte important, adică în ciuda faptului că, vă dau un exemplu, eu am avut o înclinație din cauza copilăriei mele și a anumitor traume din copilărie, am avut o înclinație în a fi ușor deprimat. Era înclinația mea, de asta am fost diagnosticat la psihiatrie cu distimie. Distimia este o formă de depresie care devine parte din personalitatea ta. Adică tu când asculți o piesă îți place aia de la Linkin Park în care strigă la și suferă. Nu-ți place, nu știu, Barbie Girl sau habar n-am de la Britney Spears sau habar n-am ceva, piese de astea cu vibe super de distracție. Deci, jur, numai oamenii oameni inteligența în comunitate. Thumbs up, băieți, thumbs up. O să vă citesc aici ce explic că oamenii cu creierul. Uh, și o să dezbat, dacă spuneți prostii, vedeți că eu le știu pe astea și dacă vorbiți prostii, eu vă corectez, dar nu e niciun test, puteți să scrieți. <laughs> că v-am zis cu frica testului, vă programez acum, în acest moment, vă programez. Eu aveam o înclinație în a fi mai deprimat. Ascultam muzică în care la suferă și <laughs> tap tap. la suferă și plânge. Uh, ascultam muzica aia în care la suferă și plânge și aveam o apartenență către ceea ce te face să fii mai trist. Și atunci, cumva, fericirea mea era între 1 și 6. În timp, fericirea mea s-a tot erodat până a ajuns să fie între 1 și 2. Deci, dacă fericirea ar fi de la 1 la 10, eu, ca și om, înainte să fiu într-o depresie acută, am, eram între 1 și 6 și s-a tot erodat până când depresia a devenit parte din trăsătura mea ca om. Așa că, știți, mentalitatea mea, să îți impui o serie de. Regul, regulile acestea se genereze comportament, și la final comportamentul va genera rezultate. Eu cred că și comportamentul impus prin disciplină duce la, uh, o, la rezultate împotriva depresiei, bazându-ne pe această neuroplasticitate și capacitatea creierului de a se regenera. So, hai să citim ce spun oamenii din comentarii. Se numește ritm circadian. Da. Da. Vă rog să mă verificați dacă spun o prostie. Somnul e împărțit în segmente de aproximativ 3 ore, între 3 ore și o oră jumate. Și, într-adevăr, creierul meu și-a format un anumit număr necesar până trebuie să se trezească, un anumit număr de astfel de ritmuri, greu de citit, circadian. Ok? Și. Problema era că ajusesem să dorm și puțin, iarăși intrăm într-o într chestie interesantă, impactul cafelei, cel mai nasol drog din toate drogurile consumate. Am consumat o grămadă de droguri, cafeaua e unul din cele mai nasoale și se găsește în licee și copiii poate să bage cafea la liceu. Și acum o să vă spun altfel, copiii se pot droga cu cafea la liceu, legal, asta e groaznic. Gândiți-vă că între ore ați putea să vă drogați. Pentru că, de fapt, chiar puteți. Cu cafea vă drogați foarte tare la școală. Eu am început să mă droghez cu cafea pe la 20 de ani și ciclul acesta toxic al cafelei este că bei o cafea, te simți excelent, acțiune, ac, atenția ta se îmbunătățește, abilitățile tale, tale se îmbunătățesc și îți place încep să o faci tot mai cum trebuie. La început o bagi cu lapte, cu zahăr, o faci vai și amar, după aia devii profi. Ce înseamnă că devii profi? Scurte și espresso. Ăsta e nivelul când deja ești gata, ești dependent de acest drog numit cafea pe care, cu care copiii se droghează la școală. De ce se droghează? Au o alimentație de rahat, uh, pancreasul lor e praf, creierul lor e praf și... Uh, Bagă cafea să-și neutralizeze din, din calitatea scăzută a sănătății lor, să-și fenteze funcțiile corpului lor, cum ar fi atenția, energia și așa mai departe. Sunt praf. Bagă cafea, se simt mai bine și e ca un steroid. Începe să tot bage sau ca un drog. Începe să tot bage. Și la un dat seara când vor să se culce nu mai pot dormi. Nu mai pot dormi, stau mai mult timp treji, dar ceasul sună tot la ora aia. Așa că ajung să dormă mai puțin. Dorm mai puțin, au nevoie de mai multă cafea. Ca, băgând mai multă cafea, se înceapă înapoi același ciclu. Ziua să supraviețuiască, noaptea să nu poată dormi, dimineața să se trezească rupți, iarăși să bage mai multă cafea. Și asta e dependența cu drogul de cafea. Deci, asta e drogul cafelei care se vinde în școli și copiii bagă cafele și se super drogează cu cafea. Și eu când fac Sobor October. Cafeaua e drogul cel mai greu, care îmi dă cele mai grave sevraje. Durere de cap vreo 10-15 zile, uh, pur și simplu îmi explodează capul de durere, cum n-am niciodată în viața mea dureri de cap de la nimic în lume, nici de la, nu știu, când merg la dentist, de la nimic am fost operat, de la anestezii, n-am avut de la nimic așa dureri de cap cum am că mă las de cafea, pentru că e cel mai puternic drog. N-am încercat cu blenduri din astea care înlocuiesc cafeaua, dar vă spun sincer, cafeaua este un drog super puternic. Corect. Cozonac, omul meu cel mai șmecher. Vă dau un exemplu. Cozonac e foarte tare. Cozonac, din, din om, om, grupul nostru de Discord, e unul din oameni care merită cel mai tare să aibă succes. E un om incredibil de talentat. E mai inteligent decât. 99% din voi, 100%, deci nu i ceva că îi sau nu nu, 100% eu am simțul inteligenței foarte tare, de, să analizez foarte performant simțul inteligenței, mi-am dezvoltat mult calitatea asta. O să-i răspund după aia la întrebare. Și Cozuna chiar e omul care e, e fix, super smart, îi găsesc niște lacune, uite, acum, Cozonac, îți fac acum o. Ești pe terapie și îți fac acum o analiză, bro, și pentru tine mai adaug 3 minute la stream. Deci, la Cozunac îi lipsește în momentul de față două lucruri ca să fie în topul vieții lui, pentru că el are posibilitatea 100% să fie în topul vieții lui. Primul lucru care îi lipsește, îi să fie într-o formă fizică maximă. Și eu cred că un pic îi lipsește networkingul de oameni cu care vorbește cel mai mult. Nu, Tibi, nu, nu, nu. Că, că, tu ești cu fața și cu numele. nu i corect. Dar Cozonac nu e cu fața și numele. Bun. Dar Cozonac este top. Dacă ar îmbunătăți lucrurile astea două, măcar de patru ori mai repede ar avea, ar înainta spre succes. Cam așa le evaluez eu. Ce tare, ce inteligent, ce muncitor e și ce multe lucruri au făcut bine în viață. Deci el a făcut foarte multe lucruri bine. Cozonac are o personalitate potrivită nu să fie antreprenor, să fie artist și angajat, ceea ce iarăși v-am zis, nu vă bateți joc de angajați, unii angajați ajung la finalul vieții lor uh, mai bine plătiți, mai de succes uh, decât unii oameni de afaceri. Ok? Unii oameni de afaceri doar eșuează. Deci eu îl văd pe Cozonac, leader design. Deci într-o companie de top multinațională, he has to lead the design department. Ăsta îl văd pe el, ăsta ca ultimate. Deci nu îl văd pe el să dețină compania. Bun. Dar trebuie să stea cu oameni mai blană și trebuie să fie într-o formă fizică mai bună. Acum trebuie să răspund la o chestie. Că mă întreabă am dacă îl cunosc personal. Eu nu-l cunosc personal pe Cozonac. Personal în sensul că am vorbit cu el, da, dar nu ne-am întâlnit. Deci poate el e doar pătrățele și eu spun o prostie. Deci Cozonac, scuze, dacă tu ești bro, doar pătrățele și campion la atletism și habar n-am, am greșit, bro, dar eu chiar asta cred. Nu ești pătrățele. Ai văzut, bro? Eu nu știu sincer cum arăți. Nu sunt doar pătrățele. Dă da? tempui mei, poate și făcut în rest, numai n-ai pătrățele. Dar eu, eu, cred că el nu e într-o formă fizică bună, dar cred că el e super inteligent încât știe că ar trebui să fie într-o formă fizică bună. Deci eu cred asta despre el. Dar cred că ceva acolo îl ține confortabil. Și networking-ul, un pic mi se pare că are nevoie să. <laughs> Dating, toți pe Cozonac. Eu cred că Cozonac are nevoie un pic să step up the networking game. Deci ești slab, 180 și 70 de kg. Dacă n-ai pătrățele la 180 și 70 de kg, bro, you are out of shape. You know that. Deci eu asta cred. Cozonac, in the shape, asta are nevoie top, e cel mai, unul din cei mai șmecher oameni pe care eu îi știu, ca și potențial, nu ca și cine e acum. El nu trăiește acum la potențialul lui Maxim. ok, deci sală și networking. Îți trebuie un networking de oameni șmecheri. De exemplu, o chestie care putea să faci, să schimbi complet orașul, să te muți undeva să-ți fie greu. Uite, mă cunoști pe mine în Oradea. O chestie șmecher ar fi să zici, bă, mă mut un an în Oradea, și încerc să fac tot ce pot cu viața mea și să-mi fie cât mai greu posibil. Și stupid că zic asta, atunci când faci ceva situații din astea în care să fie cel mai greu posibil, n-are rost să vă zic ce povești cunosc. Cu oameni care visau să ajungă doctori, deci visau să ajungă doctori, n-aveau bani de facultate de medicină și au lucrat așa tare în altceva că au ajuns milionari și n-au mai mers să fie doctori. Vă dați seama ce exemplu vă dau. Deci s-ar putea că atunci când țintești spre visul tău, să nu ajungi să l îndeplinești visul ăla, că numai visul ăla era prea mic. Să scoți din tine un animal așa puternic încât să îndeplinești un vis mai mare. Deci Cozonac este top. Top, 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 unul din cei mai șmecheri oameni. Îi doresc pace și lumină în suflet. Băi, eu am crezut că ești mai mic și mai rotund. Nu știu de ce mi-ai da mi dat vibe ăsta. Dar acum că zici că ești înalt și slab și fără mușchi, așa un pic înalt și lazy, Parcă îmi dai și vibe-ul <laughs> Internet friends. Nu, Cozonac e unul din prietenii mei de pe internet. <laughs> Un tip mega genial. Mega, mega genial. Eu, uite, mă laud că-s prieten cu el. Deci, Cozonac, dacă eu mă întâlnesc cu cineva care te cunoaște și el îmi zice, Bă, știu că-l cunoști pe Cozonac, eu mă laud că-s prieten cu tine, ce tare ești. Bun, să răspund la întrebarea lui Cozonac, care o depă. Deci, dacă mă las de droguri în luna octombrie, că el zice cafea, dar noi vorbim aici toate drogurile sunt egale. Doar oamenii care au o dependență puternică nu recunosc că se droghează cu alte droguri. Vorbim că sunt legale, normal. Dar ca idee, nu le numim așa droguri, le spunem frumos, M îmi place o cafea bună, știi? Nu, îți place să te droghezi cu cafea. Vorbește corect ca să poți să iei deciziile corecte asupra dependențelor tale. De ce mă las în octombrie și după revin? Pentru că au un loc în viața mea pentru că îmi plac destul de tare încât nu vreau să mă las de tot. Adică e un drog pe care îl consum și vreau să-l țin sub control. Și uneori ca să-l țin sub control sau chiar să mă bucur mai fain de drogul ăla, iei o pauză de la drog. Dar nu înseamnă că dacă te droghezi, faci un lucru rău. Înseamnă că atunci când drogurile îți controlează viața, atunci faci un lucru rău. Dar până atunci, drogurile sunt foarte ok. Și repet, vorbim de droguri legale, nu vă speriați. Aș zice că oricum dintre drogurile legale, unul care e mai rău ca aproape toate drogurile ilegale. Fiți pregătiți ce zic acum, că exact cum zic, deci nu e o metaforă. Corect, Tibi zice foarte corect, că vreau să-mi demonstrez că dacă trebuie să mă las, pot să mă las. Exact, adică că eu sunt cel care deține controlul asupra drogului, deci fiți atenți. Alcoolul, este mai toxic decât majoritatea drogurilor ilegale Deci faceți o listă cu toate drogurile ilegale Astea cunoscute, nu ceva chimicale Acum o trăvur de șoareci și prostine astea, astea care le știi de totdeauna că sunt ilegale Nu știu, iarbă Nu zic altele, coca Nu, nu tu zici alcoolul și zahărul Alcoolul și zahărul sunt la fel Pentru că zahărul acționează în ficat Ca și molecula de alcool Și din cauza zahărului Poți să faci ciroză vă dați seama ce vă zic, dar alcoolul și zahărul corect de alcoolul e aproape cel mai rău drog din toate drogurile din lume și e ilegal. Deci e super ciudat lucrul ăsta, nu știu, alcoolul e gen super grav, cei care beți o bere și vi se pare că e ok, drogul ăla v-ați drogat cu unul din cele mai rele droguri din lume. Cât contează în succes să ai talent sau e suficient să lucrezi? Și vă pot explica 100% exact cum trebuie lucrul ăsta. Țineți cont, eu în general am dreptate, o să vă învăț pe viitor cum să ajungeți ca și mine să aveți mereu dreptate. Pentru că eu, acum am fost modest, am mereu dreptate. Tăiați asta din context, am mereu, Vlad are mereu dreptate și o putem dezbate când vreți voi. Deci, cât contează, să, cât contează în succesul tău? talentul dacă oricum ești dispus să lucrezi din greu? Cred că asta e întrebarea. Răspunsul este foarte mult contează talentul. Dacă vrei să joci în NBA, fără înălțime n-ai ce căuta. Prin urmare, chiar există o statistică în America care spune că unul din fiecare șase sau fiecare 50 sau ceva de genul ăsta, oameni care peste o anumită înălțime, gen super, super înaltă, au făcut basket pentru că talentul lor a fost automat sub lupa oamenilor din domeniu și i-au pus să încerce să-i lanseze în NFL, în NBA, pentru că e o industrie foarte mare care generează zeci de milioane anual în salarii și în fiuri și în toate lucrurile astea. Deci, poți să fii, de exemplu, uite nu ești talentat la fotografie sau la graphic design, nu ești talentat la astea. Poți să faci meseria asta la un nivel mediu. Dacă lucrezi foarte tare, poți să semene cu a unuia care are talent munca ta, dar niciodată la nivelul ăla. Adică, gen, nu-i rău, îi chiar bine, dar se vede foarte mare diferență când unul care are și talent și muncește, intră în scenă. Nu-i rău, îi chiar ok, poți monetiza munca, dar când unul care și, monet, care și muncește și are talent, le pune împreună, îi gen 100 de etaje peste tine. Dar nu-i rău nici de tine dacă muncești din greu. Prin urmare, dacă n-ai noroc, care norocul e foarte important, doar talentul și munca, dacă doar talent și muncă contribuie la succesul tău și nu norocul, care și el e un, aspect e un factor foarte important, poate vorbim altă dată despre noroc în succes, dar dacă e vorba doar de acești doi parametri, muncă și talent, talentul contează mai mult decât munca. Pentru că ce? și acum oamenii ce fac, pentru că îți și nu gândesc și nu înțeleg nimic și vorbesc doar prostii, nu contează uh, talentul dacă muncești din greu. Complet fals. Oamenii care au talent ajung și să muncească din greu, pentru că își dau seama ce rezultate pot obține. Fii foarte atent ce zic. Deci oamenii care chiar super talentați la cea, tu crezi că ei rămân în urmă și nu-și descoperă niciodată talentul, ceea ce în unele cazuri îi adevărat. Dar când un om care are talent începe să muncească și observă cât de rapid înaintează în jocul în care el joacă, el va munci cel mai mult. Prin urmare, de obicei, oamenii talentați muncesc cel mai mult și oamenii care sunt netalentați ajung și ei ok, dar mult mai jos decât oamenii cu talent. Bum, boom, bum, boom, bum, boom, bum, v-am rupt cu explicația asta. V-am făcut varză. Pentru că chiar așa este. <laughs> chiar așa este. Mamă, 61 de oameni. Tap, 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 repede, tap, 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 că ieșim. <laughs> Mamă, ce crezi e chestia asta să fii live, să-mi bag piciorul, sunteți cu capul. 60 de oameni nu aveți ce face la 11 noaptea, nebunilor. 60 de oameni, vă uitați la mine. Un om bătrân în puii mei, trecut prin viață, care stă pe internet. Sunteți nebuni. Sunteți literalmente nebuni. Nebuni. Și eu sunt la fel de nebun ca și voi. Deci, cam acesta este live stream-ul nostru din această seară.